Iisus Hristos. Mă bucur că ne revedem și seara aceasta o să vă povestesc așa câteva lucruri, mai ales din Sfânta Scriptură, pentru că aceasta ne hrănește, însă plecăm și de la lucrurile obișnuite ale vieții, așa cum făcea Domnul Iisus Hristos. Înainte de a începe prezentarea, aș vrea să vă întreb, ați dori să mai cântăm cu așa muzicieni? Ne-am bucurat. Aveți dumneavoastră o propunere sau vin eu cu una? A cântat. Ce? Cum se numește cântarea? Cântarea 118? Titlul? Iisus al vieții mele, Domn. Iisus al vieții mele, Domn. Ok. Oh,
Câți dintre dumneavoastră ați mers o dată în viață la pescuit? O măcar o dată în viață la pescuit. Câți dintre dumneavoastră merg așa în fiecare an la pescuit? Da. Vreau să mă scuzați, nu știu ce, mi-am pus telefonul pe lună și văd că trebuie să-l închid. Nu știu de ce nu mi-a... Gata. L-am închis. Mulțumesc. Așa. E mai bine. Da. Sunt multe solicitări. Ce vreau să vă spun despre pescuit. Eu m-am născut pe malul Dunării și ca oricine care se naște pe malul Dunării nu poate să nu meargă la pescuit. De ce? Pentru că așa se transmite în tradiția locului, în anturaj, și copiii merg unde apucă. Pe malul Dunării, pe canale, pe lacuri, unde se poate pescui. Și când vine vacanța, mai ales, se strâng un câr de copii și gata, mâine mergem la pescuit, hai să ne pregătim bețele. Așa era odată. Acum lucrurile se mai schimbă, se mai păstrează prin unele zone. Și a doua zi copiii merg în zona respectivă și bălăceală și pescuit și așa mai departe și pești, mai puțin pești. E plăcut lucrul acesta. Unora le place, unora nu le place, iar la alții le intră în sânge, așa ca un microb. La alții, mai ales pe vremuri, de pescuit dependea existența lor. Peste Dunăre era un sat, Zaclău, și este și acum, unde tot satul erau pescari. Și mergeau cu bărcile și pescuiau. Acum, pescari în satul ăla sunt mai puțini, mai sunt. Dar nu ca să pescuiască, să vândă și să trăiască din așa ceva. Însă, pe vremuri, era o ocupație destul de importantă. Oamenii trăiau din lucrul acesta. Acum e o industrie mai specializată, cu tehnică, a dispărut partea aceea rudimentară, de hobby, și peștele vine la conservă, nu-l mai prinzi tu. Nu-i așa? Ei, am făcut introducerea aceasta ca să vorbesc despre ucenicii Domnului Hristos. Oare la întâmplare majoritatea erau pescari? Aveau ei vreo legătură cu ce avea de gând să facă Domnul Iisus? Că acolo, prin Galileea, de unde erau majoritatea ucenicilor, pescuitul era o activitate, una din ele. Cei care stăteau pe marginea lacului Galilei, cu asta se ocupau. Și vindeau pește, îl conservau, îl transmiteau mai departe. Însă erau și alte activități, agricultură și creșterea animalelor și comerț, da, care exista pe vremea aceea. Era una dintre activități și vânătoare, bineînțeles, putem include aici. Și asta este interesant, că e ceva la mijloc. Dacă ne uităm la ucenicii Domnului Hristos, mai mult de jumătate erau oameni care mergeau cu plasele și pescuiau. Și aș vrea ca să deschidem Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, să citim contextul. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci ei erau pescari. Iisus le-a zis: veniți după mine și eu vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut și pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Este chemarea. Ce face pe oamenii aceștia să zică: gata, m-am săturat de pescuit, am găsit o activitate mai interesantă, să fiu pescar de oameni. Omul ăsta a venit la mine și a zis: hai să fiu pescar de oameni. Oare ce înseamnă lucrul ăsta? Hai să merg în activitatea aceasta. Este trist să recunoaștem astăzi că cei mai mulți creștini și chiar adventiști de ziua șaptea nu au condus o persoană la Iisus Hristos. Și acesta este crudul adevăr și ne întrebăm de ce.
Ce face ca să nu conduci un om la Hristos? Să nu existe preocuparea aceasta. Este invitația Domnului. Și ea trebuie urmată. Cum și oamenii aceștia au lăsat tot și au zis, hai să-L urmăm. Dacă studiem puțin Evangheliile, vom vedea că acolo a fost și un context anume. Și de aceea, la final, am vrea ca să avem fiecare clar ce avem de făcut în domeniul acesta. Cum să aducem pe oameni la Hristos? Cum să fim pescari de oameni? Și pentru aceasta trebuie să înțelegem și ocupația aceasta de pescuit, care nu mai este atât de populară astăzi, mai ales între cei tineri. Astăzi, bine, Domnul Iisus Hristos, înainte de Golgota, le-a dat mai multe cuvinte ucenicilor, mai multe învățături. Și una dintre ele a fost aceasta, din Ioan 15:5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, va aduce mult rod. Și mai târziu reia ideea aceasta. A fi ucenic cu Domnul Iisus Hristos înseamnă să aduci rod. Așadar, sunt date niște probleme și noi trebuie să vedem care este soluția pentru mine, în situația mea, în starea mea spirituală, în durerile mele, în nevoile mele, în luptele mele, cu păcatele, cu ispitele, cu lucrurile care mă înconjoară, gândurile negre, și să văd cum pot să le las pe acestea, cu mrejile, cu bărcile, cu tot, și să merg mai departe, să fiu pescar de oameni. Există multe tipuri de pescare astăzi. Știți, sunt pescari sportivi și există un frate care e campion, mare campion în domeniul acesta, cu capturi, cu realizări. Și nu doar unul, sunt doi frați de noștri. Sunt pescari sportivi. Există pescuit de hobby, există pescuit cu un anumit instrument, cu o anumită momeală, dar cel mai interesant lucru, știți că se pescuiește și din avion? Da! Da, da. Cineva pleacă cu avionul pe ocean și vede unde este bancul de pești, își dă seama după păsări. Că unde sunt pești, se adună și păsări. Dacă vă uitați pe lacul Tei, păsările albe, pescărușii, ce mai sunt ele, grete sau ce mai sunt, stau undeva în mijloc. Acolo sunt și niște plase ilegale. Și acolo e peștele. Acolo e peștele, acolo stau. Pe manustă, dar acolo se dă momeală și sunt și aici niște pescari în zona asta. Da, ei merg cu avionul și văd acolo unde este peștele și apoi dau prin stație și sună pescadoarele în zona respectivă, dă prin GPS coordonatele, veniți ca să prindeți. Sunt și aceștia pescari? Da! Și acesta este un tip de pescuit, un pescuit de echipă oceanică. De ce mulți adventiști eșuează în a fi pescari de oameni? Aceasta este întrebarea. De ce eșuăm? Sunt mai multe cauze, motive. Una, premisa falsă. Pescuitul este de domeniul profesioniștilor. Să se ocupe cei specializați. Să se ocupe misionarii, pastorul, evangheliștii, că de aia sunt plătiți. E treaba lor, e darul lor. Pentru asta sunt dedicați. Nu e activitatea mea. Eu îi plătesc ei să fac. Aceasta este o premisă falsă. Când Domnul Hristos i-a chemat, a chemat pe toți ucenicii să fie pescari de oameni, nu pe unii dintre ei. Și ne uităm mai departe în creștinism, fiecare creștin era și misionar. Nu exista o schizofrenie între cele două. Să-ți folosesc termenul acesta un pic mai exagerat. Bun. A doua
Al doilea motiv. Sunt unele persoane care nu se integrează în metodele de pescuit care sunt alese. Și am cunoscut pe cineva, spune, eu nu pot să vând cărți. Nu pot, eu le dau, eu le ofer. Pun bani de la mine de buzunar, nu pot să vând, nu pot să fiu un colportor. Să vând la oameni cărți religioase să folosesc. Unii da, unii se descurcă, sunt foarte buni la așa ceva. Alții zic, mai bine le ofer. Sau face biserică o anumită acțiune și la ridică te și umblă persoane cu dizabilități. Iar unii spun, nu pot, nu-i pentru mine treaba aceasta și nu vin. Că nu pot să vadă atâta suferință într-o încăpere, atâtea diformități, atâtea probleme fizice, neputințe. Și oamenii aceștia sunt mai sensibili, dar spun la altceva și fac alt lucru. Și pot să dau așa exemple de metodele alese. Însă greșeala aici este că dacă unora nu li se potrivește metoda respectivă, abandonează. Și spun, lucrarea misionară nu-i de mine. Sunt zeci de metode, sute de metode. Trebuie să vezi care metodă ți se potrivește. Da, trebuie să-ți placă, într-adevăr, trebuie să se potrivească cu darurile tale, ce știi tu să faci și putem o să dăm la un moment dat exemple ce poate un om misionar să facă din lucrul acesta. Aceasta e a doua problemă. Deci prima e premisa falsă, e treaba profesioniștilor, greșit. A doua, ce este greșit? Metoda aleasă, dacă nu îți găsești metoda ta de misiune, trebuie fiecare să-ți găsească felul lui de a se face relevant pentru oameni și pentru Hristos. A treia problemă este neglijarea răspunderii. Pentru că, la un moment dat, după ce numeră darurile spirituale, în Efeseni 4 cu 12, spune apostolul că acestea sunt pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Toate aceste daruri au un rol. Și de ce se neglijează răspunderea? Se găsesc motive. Nu e o stare morală bună, nu e o stare spirituală bună, nu e un confort anume în a face așa ceva. Există o înclinare spre plăceri și societatea oferă multe plăceri care să-ți ocupe timpul de astăzi, da, pornind de la zona internet până la alte zone din acestea unde totul depinde de starea ta de a pune, voința ta de a pune stop acestor lucruri. Și mergând așa putem să vedem că sunt multe ocazii de neglijare a răspunderii. Însă este o metodă care se potrivește la toți. Știți care este? Sunt metode specifice și este o metodă generală. O să o descoperim. Haideți să deschidem, să vedem de ce ucenicii l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca la capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11. Și aș dori ca cineva să citească. Este o pericopă. Da, citești, Marcus, primele două versete și apoi Luca 5 cu 1 la 11. Și apoi altcineva încă două versete și altcineva încă două versete. Da, Luca 5 cu versetul 1 și 2. Puțin. Frate Doru, citește Marcus și apoi dumneavoastră 3 și 4. Pe când se afla lângă lacul Genezaret. Lacul Genezaret și îl împulezea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră
din ele, să-și spele mrejele. Să-și spele mrejele. Bravo! Da? Frate, numărul 34 se pregătește altceva, 5 și 6. S-a zis într-una din aceste curării care era abisimă și l-a rugat să o depărteze puțin de la țări. Apoi a ieșit jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis abisimă, depărtează-o adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Mulțumim. Petru a spus, Simon i-a zis, Învățătorule, toată noaptea te-am dormit și n-am prins nimic, dar are cuvântul tău pe rucat mrejile. După ce le-au aruncat, au prins cu așa de mare mulțime de pești, încă începeau să îi se rupă mrejile. Mulțumesc frumos. 78. Am avut... Da, spuneți. A fost un semn de bani și de bloc care era în cel picioară de conașii să vină să le ajute. Aceia au venit și au mutat amândouă corăbie, așa că au început să se ațin de corăbie. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Mulțumim. Și sora? Fiindcă l-a făcut să spală mâșul pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care au făcut-o tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Și 11. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Mulțumim. Iisus era mulțumim. În jurul din cetățenie. Mulțumim. Așa, până la 11, da. Mulțumim. Așadar, vedem că în spatele chemării Domnului Iisus Hristos a fost și o minune când i-a chemat pe acești oameni. Ceva i-a determinat să se rupă de un hobby atât de plăcut și sau de un mijloc de viață mai mult decât un hobby. Da? Era un fel de a trăi, da? Era o sursă de venit și să intereseze ceva mai mare. Eu și-au câștigat doctoratul în pescuit și nu mai era nevoie să mai se ocupe cu așa ceva. Trebuia să treacă la nivelul următor. Haideți să fim pescari de oameni. Învățăm de aici niște lecții, din pescuit, din ceea ce Domnul Hristos folosește ca să îi învețe pe oameni. Prima lecție pe care o învățăm aici este alegerea metodei de pescuit. Când mergi la pescuit, prima dată te gândești cu ce arunci, cu ce dai, fie la momeală, fie la tip. Există mai multe feluri de undițe, există și lansete, există și plase, există și alte feluri neconvenționale de pescuit, tot felul de lucruri. Trebuie doar să-ți alegi metoda pe care o dorești și care se potrivește la zona respectivă, la tipul de pește care este acolo. Să există o metodă generală de pescuit și de a face misiunea, așa cum v-am zis. Dumnezeu nu ne cere la toți să ținem serii de evanghelizări, însă ceea ce ne cere la toți este să oferim mărturia noastră personală. Acest lucru ne cere la toți. Și ce înseamnă mărturie personală? Și haideți să vedem unde se fundamentează în Biblie această idee că ni se cere mărturia personală. Și deschidem la 1 Ioan, la capitolul 1 și vom citi primele 3 versete. Pagina 1198. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții? Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Amin. Deci, în 1 Ioan, Apostolul Ioan începe cu o mărturisire personală.
și le spune ce înseamnă mărturisirea personală. Să spui ce ai auzit, ce ai văzut despre viața veșnică și aceea este Evanghelia care trebuie vestită celorlalți. Aceasta era practica apostolilor. Ce înseamnă mărturie personală? Înseamnă două lucruri. Cum l-am găsit pe Hristos? Asta este primul lucru. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. La un moment dat în viața mea a fost o întâlnire. Era cineva, venea la biserică, s-a botezat soția, s-a botezat fata, venea și băiatul la biserică, dar el venea și pleca. Venea și pleca. Trecut 12 ani de zile și omul deodată s-a luminat. Am auzit că s-a botezat. M-am întâlnit cu el, îl știam de mic, m-am bucurat cu el. Și deodată s-a iluminat așa și a început să înțeleagă Biblia, să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Și s-a trezit el deodată un alt om. Dumnezeu a făcut în el o schimbare care s-a produs fără să-și dea seama și la un moment dat s-a trezit el că eu sunt altul, sunt schimbat. Cuvântul lui Dumnezeu și-a făcut efect în mine. Și zicea el, totul s-a luminat în fața mea și am început să înțeleg. Să el venea și la un moment dat s-a produs. Și nu e un caz singular, mai cunosc asemenea cazuri. Deodată s-a produs lucrul acesta și omul s-a schimbat și în felul lui de trai și de a trăi și de a vedea lucrurile. Și este un om de bază al bisericii la ora actuală. Mulți trec prin așa ceva. Alții au trebuit să treacă prin alte situații, prin alte probleme. Asta trebuie să transmis prin mărturia personală. Cum l-am găsit? Pe Dumnezeu. N-am născut în biserică. Am crescut în biserică. Și la un moment dat mi-am dat seama că drumul meu, drumul vieții mele, nu poate fi altul decât pe aici, prin biserică, lângă Sfânta Scriptură, lângă Iisus Hristos. Nu în alte zone ale vieții, nu în alte ocupații, nu în alte lucruri, deși am încercat alte ocupații. Am vrut să văd dacă se potrivește cu ceea ce am eu de gând să fac. Dar împlinirea nu a venit. Și Hristos m-a găsit atunci când am luat o decizie în viața mea. Când mi-am dat seama că viața aceasta e scurtă, nu e atât de lungă. Aveam vreo 20 ceva de ani, tatăl meu murise. Atunci a zis, hai să fac ceva relevant cu ea, să fac ceva mai mult decât să se face cu viața aceasta. Da, și momentul a fost momentul legăturii cu Hristos, în care m-am decis ca să merg pe drumul acesta. Asta este primul lucru, mărturia personală. Al doilea lucru, diferența. Ce diferență a făcut alegerea ta? Faptul că l-ai ales pe Iisus Hristos. Cum ești tu acum și cum ai fost înainte de alegerea aceasta? Care este diferența produsă? Pentru că Hristos face diferența în viața ta. Și trebuie. Unii au povești. Că am cunoscut un frate, era bețivul satului. Era în jocuri de noroc. Era cel mai plin de distracții. Și fura și făcea multe lucruri. Și deodată, studiind Sfânta Scriptură, a lăsat țigara, alcoolul, pokerul, nu avusese nicio familie, fiindcă fusese de genul acesta la 50 de ani. Și regretul lui era, îmi pare rău că n-am făcut pasul acesta mai devreme, că știam ceva. Și l-am făcut prea târziu. Iar la ora actuală el trăiește și toți tovarășii lui de băutură sunt morți. De la băutură. Și Dumnezeu m-a salvat, dar regret că nu am făcut mai târziu decizia aceasta și a trebuit să trec prin venit. Asta este diferența. Și asta trebuie să vadă. Ce diferență a făcut Hristos că l-ai cunoscut în viața ta? Și găsim la Apostolul Pavel exemplu acesta. Putem să continuăm cu exemplu. El întotdeauna spune, cel care era în persecutorul creștinilor și cel care am ajuns. Acum, el se laudă în Hristos. Iar înainte era un fariseu. Știți, de multe ori avem obiecția aceasta, am încercat, n-am reușit. Nimeni nu vrea să-L primească pe Iisus Hristos. Nimeni nu vrea să primească viața veșnică. Există obiecția aceasta. Cum îi răspunde la obiecția aceasta? Că Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe toți oamenii. Veniți la mine toți cei trudiți și povărați
și nu vă voi da o dină. Amin. Așa este. Haideți să citim un alt pasaj din Luca 10 cu 2. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Deci problema nu este că nimeni nu vrea Evanghelia, nimeni nu-L vrea pe Hristos, nimeni nu vrea viața veșnică. Problema care este? Sunt puțin lucrători. Ce înseamnă lucrători mulți? Înseamnă metode mai multe. Știți că unii oameni se abordează pe o metodă, ca să ne învață pescari de oameni. Alți oameni prin altă metodă, alt profil. În general, atrage un tip de oameni. Un lucrător atrage un tip de oameni. Nu poate să se adreseze la toate tipurile, tipologiile de oameni. Dar dacă sunt mai mulți lucrători, sunt mai multe metode. Sunt mai multe mărturii personale. Sunt mai mulți pești. De-aia ne întrebăm câteodată de ce biserica stagnează, de ce nu se dezvoltă. Într-adevăr, este societatea secularizată. Acești copii pe care îi avem și creștem, la un moment dat, altceva îi acaparează și le schimbă și face să nu meargă pe calea aceasta. Dar sunt probleme aici. Însă întotdeauna trebuie să gândim, poate modul nostru de a gândi și de a acționa trebuie să fie diferit. Trebuie să ne transformăm în pescari de oameni. Să fim cei care întotdeauna pescuiesc. Deci, prima metodă. Alegerea metodei de pescuit este importantă. Trebuie să vedem ce ni se potrivește și apoi mărturia personală. Asta ni se potrivește la toți. Mărturia personală. Bun, a doua problemă. Alegerea locului de pescuit. Unde pescuiești? Asta e o problemă la pescar. Unde mă așez? Mă duc mai devreme pe baltă, la 3, la 4, de cu seară, ca să iau locul cel mai bun. Arunc acolo nadă și așa se face. Unde pescuiești? Care e locul tău preferat de pescuit? Unde trebuie? La un moment dat m-am dus la o crescătorie, bine, de să pescuiesc. Am aruncat în lacul mare, am stat o oră, două, nimic. Ce se putea la lanset? La un moment dat mă duc și la canalul din spate, de acolo, peste drum. Și arunc în canal. Și încep. Dar era seară. Și nu mai mă opream, mă dureau genunchii și mâinile de atât scos. Și pește măricel, nu ca ăla mare de kilograme, dar până într-un kilogram. Da? Contează mult locul. Dacă eram dimineața acolo, în locul respectiv, vă dați seama? Da. Povești pescărești, dar iar. Contează să-ți alegi locul de pescuit. Ce înseamnă asta? Biserica trebuie să-și cunoască zona ei de lucru. Cartierul ei, localitatea ei. Biserica trebuie să știe oamenii din zona aceasta, să cunoască nevoile. Dacă este cineva bolnav, din oamenii din zona aceasta, da? Să fie cineva cu darul vindecării care să-l ajute, să-l ducă la spital, să-l aducă medicamente, să-l îngrijească, cineva care poate în domeniul medical. Da? Așa se face, e un tip de lucrare. Poate are nevoie de mâncare. Și este acolo și pregătește ceva, face rost de ceva, se adună niște surori, hai să pregătim pentru persoana respectivă, că nu poate găti, e în problema asta. Hai să vedem ce gătim sănătos. Poate că cineva nu poate să-și amenajeze o cameră, stă acolo cu văruiala de 30 de ani și omul stă în condițiile acestea, hai să-i facem o igienizare. Da, și oamenii se adună din biserică, o echipă bună de 5-10 surori, frați și merg și încep să facă ordine. Omul nu mai poate. A făcut la viața lui, dar a ajuns în situația aceasta. Este și asta o metodă de evangelizare. Apoi, dacă cineva are nevoie de un drum undeva, la un specialist, într-un domeniu sau altul, sunt disponibili. Și avem acolo o echipă de șoferi care sunt gata și pe lângă faptul că sunt șoferi, mai spun și o vorbă bună și da, oameni care să zicem că au timp să facă lucrul acesta. Are cineva nevoie de o haină? Acum sunt haine peste tot. Veneam pe drum la colțul străzii, erau morman de haine. Da. Dar există situații când un om poate are nevoie de o haină mai bună. Care e ideea?
Ideea este să-i cunoaștem pe oameni, să cunoaștem nevoile lor și să-i cunoaștem pe nume. Și să-i cunoaștem și ei pe noi să ne cunoască pe nume. Deci aceasta este, să-i cunoaștem noi pe ei pe nume și ei să ne cunoască pe noi pe nume. Asta ar fi ideal. Asta înseamnă mărturie personală, evangelizare, lucrare, potrivit metodelor fiecare. Bineînțeles, relaționăm mult cu oamenii. Și pe unde mergem, totdeauna să avem pregătit ceva la noi. Există o problemă. Creștinii de o anumită denominațiune, adventiști în cazul nostru, ne enclavizăm. Noi între noi facem programe, ne simțim bine, programe frumoase, lucruri bune, ieșiri, activități. Aceasta este o problemă. Că e nevoie de așa ceva, într-adevăr, e bine. Dar întotdeauna să fim primitori, să avem ușile deschise, întotdeauna să atragem și pe alți oameni în activitățile acestea, că nu sunt pentru noi. Când cântăm, nu cântăm pentru noi. Când ne întâlnim aici, nu ne întâlnim pentru noi. Și noi avem nevoie, dar nu suntem consumatori. Noi suntem doar să ne alimentăm ca să putem oferi mai departe. Suntem intermediari. Asta înseamnă evangelizare. Descoperă nevoile celor din jur, clădește relații pe împlinirea nevoilor. Când îi cunoști, cunoști nevoile lor, cunoști și ceea ce i-ar atrage la Iisus Hristos. Le cunoști limbajul inimii, să le vorbești. Bun, și a treia problemă, a treia lecție, deci prima lecție este metoda de pescuit. A doua este locul, să cunoști bine locul în care ești. A treia, știți, e o problemă. Ai prins pește, un sac de pește, îl duci acasă. Ce trebuie făcut? Tu l-ai prins, tu-l curiți. Da, se mai spune lucrul acesta. Aici e o problemă importantă, să ai tact. Să știi că lucrarea asta de a curăți pește nu e lucrarea ta. Noi trebuie să fim pescari de oameni. Nu ne-a chemat. Curățiți peștele. I-au lăsat peștele, au plecat pe Hristos. Oamenii trebuie să găsească în biserică un loc pozitiv, în care să se simtă că aparțin. Și după aceea aparțin, își vor da seama că, fiind într-o comunitate, vor trebui să renunțe la anumite standarde ale lumii și să ia standardele lui Hristos, ale comunității pe care comunitatea le practică. Bineînțeles, acestea au bază biblică. Vii cu versetul. Vezi, renunță la bijuterii. Nu sunt modestie, nu sunt simplitate, sunt mândrie, sunt fală. Asta înseamnă. Acum oamenii mai uită asta, din nefericire. Asta înseamnă. Care e rolul lor? Să arăți statut, să arăți ceva. E necesar, te ajută în vestirea Evangheliei. Da, și putem să... Bun, n-am vrut să intru aici. E o discuție, închidem paranteza. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă orice neam, orice seminție, orice popor. Și noi trebuie să căutăm să fim cât mai inclusivi. Da, să fim primitori cu oamenii, să le oferim har, să le oferim înțelegere. Nu să le sărim în față cu standardul gata. Ăsta e patul, te încadrezi sau nu, patului propus, noi tăiem. Asta înseamnă curățarea peștelui. Și mulți oameni, poate, din biserică, uită că nu e treaba lor lucrul acesta. Treaba lor este să fie pescari. Nu există darul curățării peștelui în Sfânta Scriptură. Nu vedeți lucrul acesta. Oamenii trebuie să experimenteze un simțământ de apartenență la comunitate mai înainte ca să le spunem cum să se poarte. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, a zis Domnul Iisus Hristos. Dacă lui Dumnezeu îi pasă de cei pierduți, nouă să nu ne pese de cei pierduți? Asta este întrebarea. Gândiți-vă la Petru. Vine el după o noapte de prins, el era profesionist, s-a născut pe malul lacului, știa să înoate, știa locul de pescuit, știa metodele, știa tot ce trebuie făcut. Și după o noapte în care n-a prins nimic, ca un făcut, nu prea exista așa ceva acolo, vine pe cineva care îl cunoștea din zonă, predica, era tâmplar și zice, n-ai făcut ceva bine.
aruncă mrejile acolo. Și ce-o fi fost în mintea lui Petru? El profesionist, el care știa tainele pescuitului, zicea lucrul ăsta, el știa locul, ce momeală, ce cărdige, ce toate, ce pește pe acolo. Și vine, pescuit vreodată tâmplarul ăsta de... Îmi zice mie... Și totuși, fiindcă era ceva nebun, era un respect acolo, a zis, totuși te ascult, hai să facem și lucrul ăsta. Noi strângeam după o noapte, în fine, hai să facem lucrul ăsta, hatărul ăsta. Și care e reacția mea? Pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. El imediat și-a făcut revizia la gânduri și a dat imediat seama că Hristos știe mai bine decât el, de mai mult decât întâmplar. Și a zis, și asta l-a ajutat pe el să lase toată știința pescuitului, toată știința metodelor și să meargă după Domnul Iisus Hristos, cel care știe cel mai bine ce ni se potrivește, cel care știe cel mai bine să convingă pe oameni. De aceea să lăsăm pe Dumnezeu să convingă pe oameni, iar noi să ne spunem mărturia noastră, ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ce a schimbat Dumnezeu în viața noastră, ce a făcut diferența în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Și gândiți-vă că Apostolul Pavel, de câte ori mergea într-un loc, el spunea ce s-a întâmplat cu el. Mărturia lui personală. Oriunde mergea, și în epistole, de trei ori cred că își descrie situația din trecură, le reamintește celor care citeau epistolele sale. Da, Hristos nu numai că ne-a chemat, dar ne-a promis că ne va învăța ce înseamnă să fim pescari de oameni. Avem multe de învățat. Și cel mai bine învăți din eșec, cel mai bine înveți exersând, din practică, așa înveți cel mai bine și cu Hristos. Dumnezeu să ne dea această perseverență, să nu ne descurajăm dacă suntem respinși, știm pe cine resping oamenii aceștia, doar să avem pe inimă gândul acesta și suntem învățați de spiritul profetic, care este apăsarea creștinului care trebuie să o aibă, cum să aducă suflete la Iisus Hristos. Asta trebuie să ne îngrijoreze, asta trebuie să ne mace. Nu războiul, nu pandemia, nu prețurile care o iau razna, nu dedesubturile lumii, care, mă rog, celor care țin așa conducerea acestei lumi aparent. Noi trebuie să fim preocupați de acest lucru. Asta trebuie să fie apăsarea noastră. Cum să fiu ucenic, cum să fiu pescar de oameni, cum să îmi dau mărturia mea personală la oameni. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să ne dea înțelepciune și să primim acest cuvânt ca de la El pentru viața mea personală. La final am ales imnul 448 și aș dori ca să închem serviciul divin cântând acest imn în numele Domnului. 448. Vă cheamă Hristos.
Amin.